și-a riscat libertatea pentru doar un leu. O bătrână din Baia Mare s-a trezit atacată în plină stradă de către un individ care i-a smuls geanta de pe umăr. Bărbatul în vârstă de aproximativ 30 de ani a rupt-o la fugă printre blocuri. Un polițist sub acoperire a fost însă pe fază și s-a luat după el. Suspectul s-a opus reținerii, însă nu a mai avut scăpare când la fața locului au ajuns și jandarmii. Când au sosit jandarmii, suspectul și-a recunoscut fapta. Hoțul a spus că dacă ar fi reușit să scape, i-ar fi returnat geanta și actele pensionarei pe care a tâlhărit-o. După ce le-au preluat, jandarmii l-au percheziționat pe tânărul care avea asupra lui doar o brichetă. Tâlharul a fost condus apoi la secție pentru audieri și riscă să stea între 5 și 20 de ani de închisoare pentru un leu.